Pe unde bagi, bă, milogule, bă, că așa muriți, bă. Bă, dar de norocul să te bată, că nu e loc, bă. Dai seama, Mătorina aș pune lațul la un moment dat, ce gata, am aturat de viața asta, mizeră, voi mă băgați în rezervor. Și mă consumați. Ma, bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie inima. Uitați-vă cum mă despănez, că sunt curcan împăiat, uitați-vă cum s-ar pușcă cataramele când trag aer în chip. Ia să șterg camera asta. Nu de aia vreau să fac asta prima oară, dar mi se lăsă așa la mine când mă văzui. Ia uitați-vă ce aici, dragi oameni frumoși. Ia uite, bă, numele proștilor toate gecile să mă bată. O să vă arăt cum arată și pe la spate geaca asta. Mie unul super place din cauza autorului că a fost și foarte ieftină și am și scăpat de ea de la Velta. Înțelegeți? N-am avut niciun fel de contract cu ei niciodată, dar sincer să fiu, mă declar profund dezamăgit în momentul de față. Am banii la ei de peste o săptămână și mă chinui cu mail-uri să-mi dea refund. Am dat și o comandă de o geacă, să pozez cu începutul. M-am suat la ei la magazin să cumpăr o geacă. Bă, și m-am trezit că mi-au dat căciuli, mi-au dat papuci, mi-au dat o grămadă, știi? Bineînțeles, numele lor pe căciulă, m-am filmat pe cei așa pe an cu Velta fără să-mi bată, dacă le-am adus pro... Le-am făcut reclamă de peste 2 milioane de vizualizări. Care peste 2 milioane de vizualizări făcea bani, trebuia să mă plătească mult și bine. Nu mai fac eu greșeala asta, de acum încolo tai și etichetele inclusiv. Am văzut oameni pe la fotbal care refuzau să ia anumită geaca pe că face reclamă, nu știu ce. Zic, uite, eu și tu, eu nu sunt eu pretențios, vorba aia, că eu iau ce prind pe mine, așa, lalică. Dacă toată viața mea am fost un om modest, să fiu sincer, că așa sunt eu, dacă așa asta sunt, nu știu ce să pot să vă zic. Asta sunt și aia sunt, da, nu prea pun eu pres pe multe chestii, nu așa. Ale noastre, înțelegeți voi. Bă, mi-au dat de pe moca, le-am luat și le-am purtat. Sunt pe videoclipuri, o să vezi căciula aia în cap, când scrieți voi, mai schimbă și tu căciula, mai schimbă și tu aia, și o geacă. Acum când mă uit, am încercat eu să mă duc play pe acolo, vedem, au închis magazinul, tot ce trebuie, nu mă comenz online. Bun. Comandai online o geacă, un râsurumi de geacă, nu pe aia care am avut-o, ca aia îi cumpără online, e vreo 60 de lire, știi? Zic, bă, dau 60 de lire pe geaca aia, bă, atâta mai bine fac un laț mic, iau o king, îmi pun la gât și de împulciugă, că doar până la urma urmii zi, așa ca să nu te ploaie, că până la urma urmii geaca aia nu-ți oferă mare lucru, în afară de faptul că te protejează de ploaie, de vânt, de soare, de iolea. Înțelegeți voi? Bă, acum l-am rupt pe stama, da, mă, de l-am avut în gaică, ca să vezi, bă, și foarte tare suportul ăsta, că n-aveam chef de el, bineînțeles. Îl legai de gât așa și era un POV de aici, de pe gât, de pe piept, foarte fain. Dar l-am rupt din cauza că n-a fost băgat așa în gaică, pe cip în geantă, cum l-a apăsat, pac, s-a rupt asta de aici. Bine, el în principiu cred că o să stea la gând, nu cred că se duce mare departe aici, că n-are unde, știi? Păi așa și cred că dacă iasă afară îl împinge înăuntru, gen. A, aia ce să fac, să strică chestii, oricum prea îl foloseam. Eu atât de tare, rar de tot, l-am încărcat, prea încărcat, îl mai foloseam și legam de gât, deam drumul la cameră și descărcam și încărcam așa cu ele. Asta fiind spuse în viețile mele, să vă spun atât pe asta cu geaca. Bă, mi-au dat oamenii fericiți, le-am pus poze, nu calculez că dacă calculez cam cât trebuia să-mi dea ei mie, plus materialele, trebuia să mă plătească bine ca să le fac reclama pe care le-o fac. Dacă vorbeam în altă limbă, să fiu sincer, chiar nici nu duceam lipsă de reclamă dacă vorbeam în limba engleză. Dar vorbind limba românește pe YouTube, na, este mai greu cu colaborările, dar nici nu duc lipsă până la urmă, că eu muncesc pentru banul meu. Să fiu sincer și nici nu mă doare capul prea tare. Ultima oară când am vrut să mai colaborez, eu să mai fac rost de bani așa, dintr-o parte sau alta, aproape că luam să rășea canalul de YouTube, așa că de atunci am zis că nici nu prea mai răspund la mail-uri. Deci când văd că mi-a mai luat ei și pagina de Facebook, când văd colaborări, îți dăm 2, 4, 5, 5 mii dolari pe lună ca să nu știu ce, iau că mă duc la muncă să mă bată mama. Știi? M-am plecat, mă, de 5 colo cu banii făcuți ușor. Nu există mai așa, nu, ce crezi, că la 100.000 de abonați trăiești într-un vis? Nu, mă, nu, vezi de treabă, nu mă ridică videoclipuri de YouTube-ul, voi nu vezi că ce gremuri, ce vremuri dificile ducem. Bun. Bă, acum am viața mea, ce am zis? Dădui o comandă, zic, bă, las că mi-au o geacă tu la gura lui Amore, dă-i de comandă, că vine frig afară, vine și ce, nimeri eu dimineața în 7 grade, dărdeia în camuțu. Știi? Zic, băi, cam frig, cam, lasă că trece. Eu tot ca să nu-mi iau, umblam cu aia ruptă fermoarul, că s-a ales praful de fermoar. Fermoarul ăla e de proastă calitate, de ce, drept să fiu sincer. După un an de zis că am ales praful de el. În fine, tot o chestie de branding ca să cumpere lumea, că... Așa, dacă funcționează geaca, nu schimbă nimeni, gen, știi? Bă, acum, prostia cea mea geaca asta, am luat mărimea M, vedeți?
Aștept să mi se scurteze mâna să trag înapoi, că altfel altă chestie nu știu ce să fac. Înțelegeți? Că e m-am avut geaca aia acum de mărime, e, mi-e puțin mai mică, dar mă, și mă gândesc. Eu n-am nevoie de mâna ta lungă și eventual când muncesc, vine mânușa până aici. Că e și rău să stai cu o geacă până picolea așa pe jos, să floșcă așa, să ude pe apă, să ude, să vai de mama ei. Înțelegi? Și mă gândesc, dar acum rămâne de văzut și vă țin eu la curent. Mi-am pus numele meu aici și pe spate mare, așa, știi? Să știe lumea cine sunt, strigă numai după mine, bă, Adriane, bă, tu ești, bă, nu știu, bă, cum sunt eu. De multe ori mă întreabă lumea că, bă, uite să iau, dați cam, uite să-l iau, pe masă nu să-l bă, dă norocul să-l bat, apă. Mă strigă lumea, bă, tu ești așa, acum să mă vezi la distanță, bă, are geaca pe el, ele, știi? Nu mai există discuții, bă, că ești tu, bă, că nu ești tu, bă, că sunt altul, bă, că ăla, să ne apucăm să vorbim împreună prost despre mine. Că ce prost era să filmează, știi? Asta e că eu sunt, a, da, mă, ele. Hai. Ce-am zis că o iau, bun. O luai, mă, viețile mele, asta este. Să dui comandă la ei. Mă, asta fiind motorina am, AdBlue. Am verificat AdBlue, atâta norocul să te bat. Aute ce efect mare, mă, băiete, ce efect mare aceea să mă bat. Dă-mă mai încet, mă. Dă-mă mai. Dă-mă încet și stinge-te, mă, să mă. Dă tare și stinge-te. Da? Ăsta este. Astăzi avem la un travlog așa un man, un man, e să spun. Zăi man, mă, zăi. Avem un Volvo de 450 din 2021, care văd că are motor în jumătate de rezervor și AdBlue peste jumătate de rezervor. Așa că o să-i dăm bătaie cu el, da? Deci, dragi oameni buni, ce să vă zic, mă, bă, dă eu comandă pe net. Și când dau comanda, asta fiind într-o joi, mă, joi, cred că da. Într-o joi am dat comandă. Bă, scaunul ăsta e reglat foarte prost, bă, dacă stau să mă uit eu la el bine, așa. Cum să-l reglez, bă, să-l... nu știu pe unde să mă... Bă, dacă mă urc din camion în camion, vă gândiți-vă ce e în sufletul meu când mă urc în altul, că uit cum se reglează ăla. Și caută pe lângă scaun și caută pe la... Oh, Maica Sfântă! Bă, aici trebuie să aibă un buton. Aha, așa mai pe față și mai în spate. Că prea te putea să-i man la parcarea la birou, era răsturnat aici așa în el. Așa. Bun. Așa, volanul. Dăm pe avarii. Aici sunt avariile, uite, căutam pe aici. Hai. Bă, și ce credeți, bă, man? Sună eu la ei, bă, să dau comandă, știi? Dui comandă online. Bine, asta nu se poate aplica pe toate garajele. Eu vă spun în Preston ce am pățit cu ăia din Preston. Că vă spun, întrezeți amăgirea după lume când trebuie să lucrezi cu neoameni. Neoamenii sunt ăia, oameni care n-au cuvânt. Oamenii ăia, gherțuie ăia de birou, care nu fac absolut nimic să prinde viața lor mizeră. Nici măcar nu sunt serioși în ceea ce fac. Că e așa, ține-mă, Doamne, dacă vrei să mai. Dacă mă calcă trenul, bine, dacă nu, mai treci în continuare. Deci ăia sunt gherțuie. Ca să ne înțelegem. Băi, trebuie să caut o remorcă pe aici, a? Între timp ce vă și spun. Pune aici ca să nu uit. 5, 4, 8. Trebuie să asigur marfa asta, după aia să mă după 5, 4, 8. După aia să mă fac de la birou. Bă, mași, ce să vă spun, fra? Dădui comandă și greșim, mă, în loc să dau. E, mă, dădui S-ul. Stai repede la aici, zice că a modificat și mie comanda aia. Bun, Ludu, da, cum să nu? Amabil așa, știi, zi, când ajunge? Luni. Bă, băi, te lăsai că ajunge luni. Trecu luni, sunai marți, când ajunge? Miercuri, mâine. Mă, trecu miercuri, sunai joi, zic, băi, nu mai am nevoie nicio jacă de la voi, pentru că, voi sunteți neoameni, că nu mai vreau să am obosit să ascult aceeași chestie. Adică tu îmi spui odată ceva și îmi spui mâine altceva și îmi spui iar altceva. Și mie nu-mi place chestia, dați-mi refund, vă rog frumos, nu mai vreau geaca, dați-mi refund. Bun, o să-ți dăm refund. O zi bun, nu știu ce, mâncă-i telefon. Bun. 5, 4, 8, asta e eu. Asta e 5, 4, 6. Hai, man. 5, 4, 6, mi-e de 5, 4, 8. Bun, îți dăm refund, zice ea. 5, 7, 10, aia. 5, 4, 6, mie, 5, 4, 8 între ei. Îți dau refund, zice, bă, băiete, ăștia trecut timp, trecut peste o săptămână de atunci cu refund-ul, muie. Muie curată și luminată, ca să vedeți și voi. Dă-i, am dat mail-uri până acum.
Mai dau mereu așa, sper că până la Crăciun să-mi dea și mie bani înapoi pe geacă. Am dat și 40 de lei pe un rost de geacă, vai de mama ei. Acum am intrat pe Amazon, am intrat, hai, viz, nu știu ce, pac, mi-a apărut la recomandate geaca asta, care a costat 30 de lire cu tot cu inscripționarea numelui meu pe ea. Înțelegeți? Care a ajuns în vreo două zile acasă. Așa cum o vedeți. Acum, concluzia mea este în felul următor. Nu mai mă filmez cu branduri. Adică să nu mai aud de branduri. Să nu mai aud. Dacă le fac un videoclip, fac doar un singur videoclip de promovare pe o anumită chestie trimisă de ei. Atât. În rest, ieși că te iau. M-am filmat cu gigile lor ani de zi la rând. Bate norocul să se bată și acum să, când dau comandă pe banii mei, le-am spus oamenilor că să merite, să nu știu. Hai, manca, pusă-și pe, bă, pusă-și Kingă, bă, viața mea. Pusă asta Kingă, bă. Vă zurăți? Hai, că a avut și pe ce să pună Kingă. La modul la care... vă zurăți, nu? Deci, conservele alea le-a pusă Kingă. Hai, că. Deci, tu, ălea de vopsea le-a pusă Kingă din asta, să strângă cu ea. Și ce strânge? Nimic, mai mult decât degeaba. Kingă mai mult decât degeaba, sau bata. În fine. Zic, bă, filmai ani de zi la rând, încurajai lumea să ia și uite, eu sunt la care și am mufă curată și luminată, mă? Da, mă, ca să vezi ce mufă putui să-mi iau și na. Deci acum stai și roagă-te de ei să-ți dea banii. O să le fac și un review acolo, la magazinul din Preston, vorbești cu ei degeaba. Așa că, ce pot să vă zic? 548, bă, 548 ăsta nu-l găsim, mă, pe aici să mă bată, mamă. 942. Unde ești, mă? 564. 564. Așa. Tot pe aici te zice și remorca asta, mă. 584, mă. Am mai legat eu așa, adică văd pe act, pe act scrie 548 și 584. 548. Au de golea. Lângă ea 548. Te-am văzut mai alaltăr pe autostradă. Bine că nu mi-a arătat și muie. Te-am salutat așa, nimic, erai în lumea ta, erai tot drept. Tu nu fumezi în mers, man. Tu nu fumezi în mers, man. Că nu e legal. Morning, Paul! Morning, buddy! Everybody alright, yeah? Huh? Aha! Oh, oh, yeah, yeah, yeah! Sorry about that! I gotta leave you alone! Tu te-ai îngâtul, mati! La ăsta le fost ciudă că nu-i bărăm în seamă. 548. 548, da. La ăsta le fost ciudă că nu-i bărăm în seamă, man. Da, 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 da. Ai, la, 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 la. Ai ușor, bagă-te ușor, coxuțule, și ridică-te. Vă zureți cum cerșești vorba aia, atenție. Și vrei să-ți dea omul și respect. Când tu ești bulanjiu, te bagi în seamă cu japca cu lume. După aia te întreb că de ce te scui pe careva. Hă? Vă zureți, nu? Ăla stă și îl pune pe ăla să pună chinci. Mor. Pam 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 pam. Bă, trebuie să spun mulțumesc Dumnezeu că am luat geaca asta mai scurtă, că e foarte ce trebuie, mă, de ce? Cataramele astea când le strângi ar fi fost urât, mă, să stea lungă peste mână. Că de ce? Chipul cum se muciolește când pui mâna pe catarane, când pui mâna pe ele. Hai să vă arăt și printul de pe spate. Vă trag un viu cu printul de pe spate.
Tânăr și musculos am luat-o. Eram odată. Bă, mă declară mulțumit. Nici nu trebuia să iau mai lungă. Acum am dat seama că nu trebuia să iau mai lungă din cauza faptului că se foarte mult mânzălea. Vezi? Este chiar cât trebuie. Și când s-au relaxat, uite, vezi? Când aduc mâna, uite, vezi? De exemplu, tot cum e unor. Deci este chiar mărimea care trebuie. Elul s-ar putea să-i fost mâna mai lungă. Mă ține foarte puțin în spate. La el s-ar putea să-i fost mâneca prea lungă. Și să nu aia, să nu... Dacă trece peste aia, e aia la altă, știi? Deci vreau să fiu omul de cuvânt, dragi oameni buni, în lumea asta. Știi? Și acum sper că până la Crăciun să primești și refund-ul dacă e nevoie, știi? Pe geaca s-am dat 30 de lire cu tot cu livrare. Bă, și mă declar mulțumit, din ce o probai acum la prima oră. Mă declar mulțumit. E mai groasă ce-i drept. Și că e impermeabilă. Dacă s-a văzut scris de pe spate, lăbărtos așa frumos. E cum trebuie, deci. Frumos, îmi place. Îmi place. Aruncoaci în pat, că tot pentru aia e făcută. Adică să o terfelești. Să conectez Bluetooth-ul, să ascult și o muzică până la Birmingham, încolo la Birmingham mergem. Avem azi curs director de bancă, mă duc la Birmingham, descarc, încarc și aia e. Mâna care te hrănește nu mușca, pe cel care te ajută nu-l scuipa, fii om bun și fii mereu prietenos, și ridică și un scuipa de jos. Mă, trebuie să ies afară din curte acum, sunt cam băgat nasol. Alimentai cu 200 și ceva de motorină, deci așa. Totuși să mai fac așa program de muncă ca să nu termin prea repede. Dacă termin prea repede e nasol. E nasol puișor. Ia să mă, întorc în curte așa. Varianta, iau varianta lungă, cum ar veni. Problema e în felul următor, că băieții aia de azi dimineață nu cred că vorbeau cu mine. Muful ăsta ăla care m-a certat săptămâna trecută. Acum vreo 2 săptămâni când am fost vecin la Baukers. Ăsta are de lume prin curte, claxonează oamenii așa, e handicapat. Dar au și ei locul lor handicapat, să știți că sunt bineveniți în lumea noastră. Nici eu nu mă cred sănătos, dar când văd altul care este cu un grad de handicap mai mare decât al meu, să știți că până la urma urmei, om cu adevărat sănătos nu există, vreau să vă spun că. Așa că tot rău spre bine, cum s-ar spune. Băi, să vedem, deschide ușa că vine regele. Deschideți poarta ca vine regele, băi! Nebunilor! Eha! Acum! Bine, bă, băiete, bă! Ce face Volvo cu remorca, nu faceți zorul cu spada? Dau și o egalizare de colea. Bă, am un felul următor, aici să fii tare atent la ușa asta, că vin oameni într-o parte din alta și era să ciupe unul într-o zi, mi-aduc aminte. Ai o oglindă acolo sus, vezi? Și? Ies pe portița și mă duc încolo așa, ascult muzică, ce să fac? Astăzi o să fie o zi ușoară. Oh! Of! Ah! Cât să fac cu ceasul, mă? Să fac cu 8 jumate, mă? Cât stătui, mă, să cuplez o oră jumate, să cuplez o remorcă, mă? Să mă bată, mă. Na, mă, mai spune și voi, na. Mai spune și voi ceva, stiu o oră jumate să cuplez, bă, și ăsta e 2021 și ăsta e LED. Bată mama, dacă nu. Și ăsta este LED, dragi oameni buni. E LED. E LED. E LED să mă bată mama. E LED. E LED să mă bată mama și ăsta. E LED, bă, e tot ai saving din ăla, e save. Pe salvare de motorină, salvează motorina, s-a învățat, dacă nu. Dai seama, motorina își pune lațul la un moment dat, ce gata am aturat de viața asta, mizeră, voi mă băgați în rezervor și mă consumați. Și zice, vine pac, vine Volvo. Vine Volvo, pac, așa, dintr-o dată, zice, hai că te salvez eu, fata mea, hai de cum e. Au, ce fai, dragi. Bă, tot timpul am iubit Volvo, o să fac vreo 2 episoade astăzi în care compar Volvo cu MAN sau Volvo cu DAF. Ar fi indicat să fac un episod unde compar Volvo cu DAF și după aia Volvo cu MAN, știi?
O să fie o zi frumoasă asta, uitați, e plointe așa, e numai bine de filmat vloguri astea, se vede foarte bine în exterior. Pentru că având în vedere faptul că nu e soare, soare de multe ori poate fi un dușman. Bă, dar fluieră turbina la milogul ăsta ca lumea, hai? Fii normal, are 186.000 de kilometri. Măi, fluieră că și atragă, și atrag bine rău de tot. Și din cauza aia. Bine, că mai mult ulei decât DAF-ul. Avea mă să activa din cauza aia fluieră. Ah, DAF făcea retarderul, frân. Știi? Cum vă zic. Da, și cam așa ești cu ăștia, cu geaca, cu alea. Totuși sper că până la urma urmei să... Op, hai că am sărân și verde dacă e, dragi oameni buni. Sper că până la urmă să-mi dea și mie banii ăia, 40 de lire că le-am dat. Îi spuse la mea să arunce căciule să nu mai văd în viața mea. De acum încolo nu mai por branduri pe mine, că... mi se urcă la cap. Înțelegeți? Dacă vreți să comandați geacă din asta, intrați pe Amazon, vedeți acolo că sunt mai multe companii, mai multe modele, ca să faceți o idee așa, eu am 1,80 m, 100 de kilograme, 100 de litri, să zic. Am slăbit 2 kg și ceva, nu mai mănânc de la ora 4 după masa până la următoarea zi pe la vreo 10, să ne mâncat de la 4 de ieri, de exemplu, azi e ora 8, aștept până pe la ora 10, cred că ajung, am 2 ore de nu știu camion până acolo. 9, e 8 jumate, 9 jumate, 10 jumate, pe la 10 jumate mănânc azi. Când ajung acolo, după ziți fac lateralele, că o să stă la coadă, în coadă acolo mă pun și mănânc o leacă, corect corespunzător, sau probabil nici nu mă opresc înainte, sigur mă opresc înainte și mănânc și după aia mă duc acolo și acolo stau în coadă cum să stă ca oamenii, că n-am unde să mă parchez pe acolo, mă opresc pe la vreo 10 și fac un ospăț corect corespunzător. În stilul ăsta îmi golesc stomacul din zi în zi și următoarea zi pot să mănânc și puțin mai mult mai cu poftă, pentru că are timp ficatul să se odihnească. Adică, practic, odihnesc ficatul mâncând atât de rar, știi? Deci el, practic, nu mănânc mult. Ieri, de exemplu, ieri la vreo 4 am mâncat un spanac cu două bucățele de carne și carne din aia din România, de găleată, din aia de bucături din aia băgate în untura, tata! Ai carne sănătoasă sau nu, dacă nu. Și grăsime sănătoasă, înțelegeți? Dacă vreți să slăbiți, și ce trebuie să faceți? Nu mai mâncați, da? Dacă nu mai mâncați, slăbiți, da? Dacă vreți să cumpărați geacă, vă cumpărați, da? Vă urez să nu mai dați de oameni de care dau eu, uite că se întâmplă. Ușor, bă, British Gas, că s-ar putea să te bagi aici așa. E, te vezi unde te bagi? Pe unde te bagi, bă, milogule, bă, că așa muriți, bă! Bă, dar de norocul să te bată, că nu e loc, bă! Când îi vezi așa, să băgă și el ca să grăbește. Unde te-ai dus așa, uite? Tot la semaforul ăsta, ești tot aici. Că mă urcam cu remorca pe tine, bă, milogule, bă. Ca să-ți fac morală, să te dau exemplu, dă-te în sânge să te bată. Te urcam cu remorca pe tine și te duci tot aici și te opriști. Ai 1 metru în fața mea. Dar dacă mă urcam cu remorca pe tine, nu mai făceai tu de ăștia, a doua oară, gata. A doua oară, gata, nu mai făceai tu de ăștia, o, viața mea. Înțelegeți, dragi oameni, bă. Eu mă duc încolo, vă las, în cazul în care v-a plăcut acest material genetic. Am să spun că mi-a fost dor de Volvo E460, dar sperăm că e limitat pe 90 ca să merg și eu. Dacă e limitat pe 85, tot așa merg. Stau liniștit, dau drumul la muzică. Acum, bată, mama, striptease, uite ce stau. Bată-te, hai că nu. Hai că își păstră, nu? Își păstră banda, da. Vă pup, mar, vă doresc o zi minunată. Nu dați de like, puternic, tot un follow pe Insta, pe pagina de Facebook Adrian Cooks, pe TikTok, stimă-vă.